Hei că vă este Katia și astăzi noi filmăm Q&A, adică Questions and Answers. Ok, deci eu o să iau la rând absolut toate comentariile voastre și eu sper că video-ul ăsta n-o să primească foarte lung, deoarece avem puțin timp. Care e muzica ta preferată? Ascultați foarte atent. Foarte atent ascultați. Am așa. Pentru că e moldovenească, înțelegeți? E moldovenească! Te speli pe dinți? Nu. Pentru ce? Dacă te-ai afla pe o insulă pustie, care ar fi primul lucru care l-ai face? Eu cred că primul lucru care l-aș face eu, Eu cred că primul lucru pe care l-aș face eu pe insulă pustie, asta ar fi să strig în vocea tare, 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 așa că tocmai să mă doare gâtul. Știți, pentru că câteodată am așa de multe emoții și așa, pur și simplu îmi vine să strig, ca ei nici nu mă aud, vreau să ies în câmp și strig, așa că prima ce-o să fac, asta, a strig așa din răsputeri. A, de ce nu faci video-ul cu iubitul tău? Deci, deoarece el nu vorbește română, el chiar o știe foarte rău. Adică chiar dacă el știe un pic română, el are un accent strașnic. Așa că eu nu vreau. Și până vă închipiți cum asta ar fi. Care e mai frumos, Mac sau Junior? Doamne, cum poți compar două pisici care au viață și care sunt pisicuțe micuțe? Deci îmi place și de Mac și de Junior, dar Mac la mine acasă se află mai des decât Junior. Deci cred că țin mai mult dragoste și la Mac și la Junior, da. Ce alegi dintre balerini, tocuri sau platformă? Deci cred că aș alege tocuri. A, dacă te întoarce înapoi în timp, ai schimbat ceva în viața ta? Știți, foarte des mă gândeam la întrebarea asta. Foarte des îmi apărea mie întrebarea asta, pentru că eu sunt așa un gen de persoană care nu mă gândesc când fac. Adică la mine limba merge înaintea creierului, absolut tot. Știți, foarte des vreau să mă întorc și schimb ceva, dar cu timpul, după ce creșteam, nu știu, înțelegeam că totul ce era atunci trebuia să întâmple ca eu să am ceea ce am acum. Adică, nu știu. Sper că ați înțeles, pentru că e destul de greu, eu singură am înțeles asta doar cu timpul, că ceea ce a fost trebuia să fie ca eu să fiu ceea ce sunt eu. Adică să fiu Katia care este acum, care filmează acum vlog, pentru că asta e corect. Nu, eu n-aș schimba nimic. De ce nu încerci să vorbești română, dar să vorbești cu accent românesc, ba chiar bucovinean? Deci, știți, eu nu vreau să vorbesc românește, adică așa cu accent român. Mie îmi place cum vorbesc eu și eu dacă o să încerc să-mi controlez accentul sau să-mi controlez cum eu vorbesc, o să primească foarte, foarte rău din cauza, la fiecare cuvânt eu o să fac așa... Așa că, știți, pe mine mă aranjează cum vorbesc eu. Citeam foarte multe comentarii, că nu-mi place moldovenească ta, nu-mi place accentul tău. Știți? Astea sunt problemele voastre. Dacă pe voi foarte des ceva vă stresează, voi trebuie să beți pastile. Câți ani ai? Ai vrea să fii singurul copil din familie? Deci eu am 17 ani, dar și eu n-aș vrea să fiu singurul copil în familie, deoarece eu îmi iubesc pe frații mei și acum am rămas acasă, dar eu cu Cole, din cauza că Klim și Costel sunt la Bulgaria la antrenamente, iar Xenia este la bunica. Și este așa de urât, casa așa de pustie fără dânși, așa de gol, nu știu, chiar n-aș vrea să fiu singurul copil, cred că e urât. Nu cum, nu că urât, dar ai un vis care nu a devenit realitate? Păi da, eu cred că fiecare are un vis care nu a devenit realitate, dar
Poate încă n-a venit timp la acest vis. Pentru că eu cred că visurile mele n-au limite, adică în vârstă sau în ani, adică eu mi-am pus un scop și nu important, eu o să-l ajung la 50 de ani sau o să-l ajung la 20 de ani, dar eu trebuie să-l ajung. Deci, așa că, nu știu, sper că am răspuns la întrebarea ta. McDonald's sau KFC? Eu cred că McDonald's. Care e cel mai mare vis al tău? Deci, cel mai mare vis al meu este, cred că, să devin o mamă super. Știți? Așa o mamă ca despre mine scrie în internet, spune că, că tu trebuie să fii așa, mamă. Da. Da. Asta e visul meu. Să devin... Să devin vedetă mamă. Să devin cea mai super mamă din lume. Super mamă! Eu vreau să fiu ca mama mea. Care este motivul pentru care îți dorești să fii mamă atât de mult? Îmi doresc să fiu mamă, în primul rând, pentru că foarte tare iubesc copiii. În al doilea rând, pentru că am un exemplu foarte frumos din familia mea. Adică părinții mei arată cât e de fain să ai copii și cât e de fain să ai o familie puternică și unită și mare. Și pentru mine este un exemplu, cred că... Vreau că părinții mei se uită la mine și spun, da, noi asta creșteam în fata asta. Sper că ați înțeles. Ce părere ai despre Xenia Deli? Cine e asta? Xenia Deli. Cine e asta? Eu n-am idee cine. Ce sânge ai? Roșu. Da, eu am sânge roșu, eu n-am văzut încă la nimeni de altă culoare. S-a început ploaie la noi, la noi s-a început ploaie! Deși eu cred că s-a schimbat lumina foarte tare, sorry. Dacă ai avea 100.000 de dolari, pe ce ai cheltui? O, Doamne, ce ploaie puternică! Wow! Dacă aș avea 100.000 de dolari, eu cred că în primul rând, eu m-aș duce și aș cheltui pe mine. Și după ce eu aș înțelege că eu spre proastă, că să cheltui atâția bani numai pe mine, eu bă i-aș investi în ceva. Eu bă i-aș investi în ceva. Ce părere ai despre căsătoria Xeniei Deli cu un bărbat de 62 de ani mai mare decât tatăl său? Cine e Xenia Deli? Doamne, cine e ea? Deși ea apare în comentariile mele. Te machiezi des? Deci depinde ce ai în vedere despre machiaj și ce înseamnă pentru tine machiaj. Deci eu îmi vopsesc genele și câteodată cu creionul îmi accentuez ochii. Deci cam atâta, da. Nu cum, eu rar mă vopsesc. Așa ca chiar să vadă că-s vopsită. Îți va fi dor de Fabi și Giat când vor pleca? Și nu-i Fabi și Giat. Nu-i glumesc. Și normal că da. Nu. Cum îl cheamă pe prietenul tău? Ok, deci îl cheamă Denis, asta este numele rus. Da, sper că va ajunge atâta informație despre el. Ai vrea să ai un tatuaj? Dacă da, ce ai vrea să fie? Eu aș vrea tatuaj foarte tare și atât timp îl vroiam ca aici. Aici. Și vreau să fie un cerb abstract. Deci s-ar primi foarte super. Eu cred că să pun o poză aici în video, dar... Katia, tu și cu prietena ta, Katia, sunteți niște fete foarte drăguțe și frumoase. Vă pup, Doamne, ce plăcut, mulțumesc. Întrebarea mea pentru tine este: unde ai vrea să te afli peste 5 ani? Deci peste 5 ani eu cinstit m-am gândit la asta. Dar dacă să mă gândesc acum, eu cred că aș vrea să fiu undeva în Canada sau în America. Dar totuși cred că o să rămân în Moldova. Da, dar dorințele mele nu depind de puterile mele. Așa că numai Dumnezeu știe unde o să mă aflu eu peste 5 ani. Care este cel mai mare regret al tău? Cel mai mare regret al meu este limba mea. Da, din cauza că eu nu pot controla ceea ce eu vorbesc. Câteodată eu pot super persoană foarte tare, pur și simplu spunându-i ceva cu... ceva urât. Cum... Eu nu spun prostii, n-am vedere de prostii, dar ceva ce poate să o nini și eu știu că pe dânsa asta o să o nini și eu special spun asta, deci, da, eu foarte tare regret că eu nu pot gândi înainte ca să vorbesc, deci este un minus mare al meu.
Care este ultimul mesaj primit pe telefonul tău? Deci, m-am scris cu mama, am nimerit la un film și spuneam cât de tare vreau să scap de pe filmul acesta, adică vreau să ies de acolo. Și mama nu mi-a răspuns nimic. Așa sunt relațiile la mine cu mama. Crezi în apocalipsa zombie? Nu cred. Nume de fată preferate. Nume de fată preferate? Deci, sper că am înțeles. Numele meu preferat de fată este Lilia, pentru că mama mea o cheamă Lilia. Adică Lilia. Hei, sorry, la mine camera s-a stâns chiar simplu la jumătate de video. Nu știu, la dânsa s-a întâmplat ceva cu obiectivul. Vedeți, camera e fără baterie, dar lucrează. Adică cine știe problema, poate îmi scrieți, pentru că la mine deja se întâmplă asta a doua oară. Deci, sorry, eu vă spun papa. Și pe mine mă filmează Katia pe iPhone-ul meu, deci eu vă iubesc, știți că voi sunteți cei mai tari și mulțumesc pentru vizualizare. Eu vă iubesc, cinstit, sorry. Chiar dacă știți ceva despre camera asta sau știți unde pot să repar fain și unde 100% că o să mi repare, spuneți-mi, vă rog frumos. Deci, pa, eu vă iubesc.